Bună dimineața din Scoția! Este primul video în care am schimbat și n-am schimbat țara, pentru că tocmai ce am trecut în Scoția. Suntem undeva aproape de Edinburgh, capitala Scoției. Vreau să vă arăt în primă fază ce parcare extraordinară am găsit. Este cea mai bună parcare pe care am găsit-o de când suntem în UK, de 2 luni. Este o parcare super, super mare și este o parcare de tip park and ride. Dar cea mai interesantă chestie, cred că puteți vedea aici încărcătoarele deja, este că este plină de încărcătoare de mașini electrice. Avem aici 4 de astea rapide, 2 cu câte 2 cabluri, și avem de astea de tip Type 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Deci avem posibilitatea de a încărca 32 de mașini electrice în parcarea asta. Și o dubă, bineînțeles. Cu toate că astăzi arată foarte bine vremea și este soare. De aproximativ, cred că 3 zile n-am mai văzut soarele și a plouat în continuu. Ne arată UK-ul că am trecut în Scoția și că ne îndreptăm către nord și că vine toamna sau iarna, ce-o veni. Și probabil că de acum încolo va trebui să încărcăm o dată la 2 zile, poate o dată pe zi, depinde ce și cum mâncăm. Ana și cu binică la plimbare. Și noi suntem băgați aici. Avem adaptorul nostru aici. Suntem băgați în priză. Și pentru că este o parcare de tip park and ride, nu am fost până acum să vedem, dar dacă auziți voi acolo în spate, trece trenul. Suntem destul de aproape de Edinburgh și vom face undeva la 10-15 minute cu trenul de aici și costă 5 lire și ceva. Dar asta veți vedea voi în videoul de mâine, când vom merge efectiv să vedem orașul. Dar n-am fost să văd pe unde se poate ajunge la tren. Acum, în videoul de astăzi, o să facem ca în fiecare lună și o să vă arătăm și o să vă povestim mai degrabă câți bani am cheltuit noi luna trecută. Suntem în octombrie. Astăzi a venit vremea să vedeți cât am cheltuit în septembrie. Septembrie, care a fost 100% Anglia. Deci hai să vedem. A costat mult? N-a costat mult? Cât am dat noi pe o lună de Anglia cu autorul? Ne-am băgat la interior pentru că afară plouă. V-am zis de când am intrat în Scoția, e nebunie. Bun. Da, e cozy înăuntru. Da. Predăm ștafeta doamnei contabil. Eu stai să comentez. Hai să vedem cât am cheltuit pe septembrie, lună full de Anglia, da? Da. Dar o să vorbim despre asta. Am avut și o situație specială că am fugit câteva zile din... Ah, ok. Da, da, da. Corect. Din Anglia, în corect. Italia, o săptămână. Corect, corect, corect. Așa. Bun. Prima categorie. Supermarket. 2093 de lei. Okay. Sau 424 de euro. Ca idee, ne-am apucat, cred că, stai așa să mă uit pe calendar, ne-am apucat de vreo 4 zile. Pe 3 octombrie ne-am apucat. Pe 3 octombrie, da, ne-am apucat de dietă, gata. Da. Nu neapărat ca să economisim bani, da, ca să economisim grăsime. V-am să povestesc în contextul banilor, dar ne-am apucat de dietă ca să slăbim, evident. Cel mai probabil că vom economisi foarte mult și aici, la supermarket plus restaurant. Mă uitam adineori și n-am nimic la restaurant, momentan, pe octombrie, ceea ce... Da, normal că n-avem ce mânca la restaurant. Am fost în niște locații foarte mișto și care erau pline de mâncare bună, de grași, dar n-am putut să ne atingem. Și nu ne-am atins, ceea ce este bine. Deci în octombrie vreau să cheltui cât mai puțin pe supermarket și zero pe restaurant, dacă se poate. Și minus 20 de kg împreună? Deci, împreună? Hai împreună, hai împreună, no, să zicem. Eu vreau în 2 luni să dau jos 10 kg. În 2 luni? Mai departe. Să mă fac slabă cum eram odată. Așa, următoarea categorie este reprezentată de restaurant. 1857 de lei sau 376 de euro. Faza e că am fost și în Italia și am fost la restaurant vreo 2-3 ori în Italia. Da, deci... că altfel poate n-ar fi fost chiar așa mult. Na. Și surprinzător, luna asta, față de nicio altă lună până acum, motorina este pe locul 3 doar. Da. Nu pe 1, nu pe 2. De obicei motorina e pe locul 1. Locul probabil 1. Că luna asta va fi, avem un plan care include motorină multă. Locul 1, deci, motorină, 1568 de lei sau 317 euro. Sau, cum îi mai zice în 2022, 2 plinuri. Deci n-am cheltuit mult. Nu. Că ne-am plimbat așa, cu pași mici. Bun, dar, mai departe. Următoarea categorie, travel, am numit-o eu, dar este alcătuită din avion, tren și autocar. Ok. Ca să zic așa, pe biletele de avion din Londra am dat 120 de lire. Autocarul din Sheffield până în Londra am dat vreo 40. Da, dus-întors, da? Dus-întors, da. Okay. Și mai fost trenul în Italia, 30 de euro. Și e pus și bănesc și trenul din aeroport în Londra. Da, ăla 20 de lire.
Deci, în total, 1126 de lei sau 228 de euro. Cam atât ne-a costat doar drumul către Italia. Da. Cu toate că suntem în Anglia și e lună de Anglia și un pic de Italia, calculele le vom face de dragul stabilității în euro. Cum le-am făcut până acum, le facem și aici în euro, aici da. Noi consumăm lire, dar le facem în euro. Următoarea categorie, entertainment. Aici intră muzee, atracții, castele, etc. Nici mai știu ce am făcut în septembrie. Okay. 886 de lei sau 180 de euro. De luna trecută, cred că e mai bine. Mai bine ca 277 de euro, da, cu 100 de euro mai puțin. Shopping, da. Cu bobiță shopping. A fost. Și le-am pus aici la cheltuielile de călătorie pentru că am luat niște covoare pentru autorul lor. Am luat niște cabluri să ne încărcăm noi telefoanele aici în față. Am luat machiaje pentru Ana de pe Amazon. Ce? Da. Nu, e adevărat. Am luat un mounting plate pentru Insta 360, nu Insta 360, GoPro. GoPro Max. Hero Max. Am luat o chestie de la Ikea așa. Am luat bățul ăsta de la Insta 360. Am luat, da, chestia de la Ikea, povestește. Am luat o chestie de la Ikea, o cutie așa foarte mare în care să ne punem hainele murdare. Și am schimbat la GoPro ăsta de aici, piciorușele astea, acum sunt de metal. Și cel mai important, au între ele o gaură de trepied, ca să pot monta bățul ăsta de la Insta 360. De ce ne interesează? Ca să stea super, super dreaptă camera. Da. Așa trebuie să stea bățul. Noi pe... Noi urâm camera asta. Mie îmi place camera asta. Nu mă interesează pe nimeni. Pe mine mă interesează. Ne ia durerea de cap și ne ia amețești. Da, 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 fain. Sunt ironică. Următoarea categorie. Pe care nu-mi place. Reparații dubă. Reparații dubă? Da. În septembrie, ce? Da, uleiul. Ah. Am făcut schimbul de ulei. Și a fost destul de mult. 491 de lei mi-am mâncat duba asta. Sau 99 de euro. Mi se pare foarte mult, am vedere că l-am făcut în Anglia la englez. Păi da, dar mi se pare foarte mult. Nu e. Nu? Spuneți-ne cât un schimb ar fi de ulei un ordinar. Schimb de ulei la asta. Schimb ulei și filtru de ulei. Cât e? Cam cât ar fi? Plus manopere, evident. În România, cât ar fi? Cosmetice Ana. 215 lei sau 44 de euro. Mi-am luat... Deci mi-am asta le-ai pus aici și de pe Amazon? Nu, de pe Amazon. Mi-am luat un creion de buze și un de ăsta, de-mi fac codița. Atât. Nu contează. Shopping. Aici am făcut economie când mi l-am luat din duty free din aeroport. Cât am alergat după astea. Aici e și fondul de ten până și la 44 de euro? Da. Fine. Și mai multe. Am făcut economie, cum ți-am zis. O categorie care mă enervează să dau bani pe ea. Da. Sunt niște laundry, hainele unde le spălăm noi. Și luna asta, totuși, septembrie, am scăpat bine cu laundry. Am spălat la Maria și Florian în două rânduri. O grămadă, înainte să da. Plec și după ce ne-am întors. Și nu tot știu am câte dat, mașini am spălat tot acolo. Am dat 180 de lei și, sau 36 de euro. Da. Că altfel ar fi fost mult mai mult. Adică s-au scumpit mașinile spălat extraordinar de mult. Cel puțin în Europa. Mult, mult de tot. De asta am profitat și am spălat acolo o grămadă. Mulțumesc, Maria și Florian. Pet Shop. Benică ne-a costat 151 de lei. Doar atât? 30 de euro. Da, posibil fi doar atâta. Internet, 340 de lei sau 68 de euro. Aici intră și o lună de Vodafone UK, nu? Păi da, asta e cea mai mare cheltuială cu Vodafone 40 UK. 40 de lire costă. 40 de lire nelimitat. Lună, da. Avem nevoie pentru până loguri. Acum a mers decent. Decent. Aici, de exemplu, unde suntem e groasnic. Și probabil că va fi din ce în ce mai rău în Scoția, da? Da. Aie. Aie, ce să facem? Taxe de autostradă. Am mers un pic pe M6 cu taxe. Am intrat zis... din greșeală cumva sau nu știu nu, ce. Nu, am zis, hai, era noapte, hai să mergem pe autostradă. M-a băgat Maps pe acolo, zic, hai, cât nu poate să costă? Da. Și a fost vreo 11 lire. Ma, aia. Nu, a fost mai mult. Nu, 11 lire a fost. Păi și ce a mai fost alta? În Italia, drumul către aeroport. Am plătit autostrada în Italia. Okay. Deci 98 de lei în total sau 20 de euro. Na, e, nu prea. Avem noroc că în Anglia autostrada nu se plătește. Asta v-am zis, având în vedere cât autostradă e în Anglia puțină, gratis. Puțină, puțină. E bine. Da. Următoarea categorie, parcare. Ne-am chinuit. În țara în care se plătește orice colțișor, unde ai vrea să te pui se plătește, am reușit și am stat aproape gratis. Am dormit gratis. Am dormit gratis. Deci am dormit gratis toată luna. Nu, de când am venit în Anglia, de două luni dormim gratis. E, nu, am mai plătit vreo două nopți pe undeva. Da, la ce era? Tintagel Castle. Da. Și da, vreo două nopți. Dar am plătit parcare, n-am plătit camping. Da, da, da. N-am plătit camping, n-am fost să în dormim. Camping încă. N-am fost să dormim în camping, am fost să dăm WC-ul. Da, dar vreau să stau într-un camping. Păi da, da, mă bucur da. De... viață. Da. Pe parcare am dat doar 84 de lei, dar v-am zis, ne-am chinuit să nu dăm bani pe parcare. 17 euro. Da. Stații de încărcare. Da, stația de încărcare au apărut chiar de când am intrat în Anglia și acum că
am povestit că plouă de cel puțin 3 zile, o să apară din ce în ce mai mult. Deci o să fie mai mult chestia asta. Adică noi plătim cam în jur de o liră, nu? Da. În jur de o liră pe încărcare. Maxim ce poate fi luna viitoare, 30 de lire pe lună. Aia poate ajunge maxim, dacă încarci în fiecare zi. Da. Ceea ce nu o să încărcăm niciodată în fiecare zi. Da. Uite, în septembrie, de exemplu, am cheltuit 39 de lei sau 8 euro. Deci 8 am încărcat euro. De 5 ori, să zicem. Dar a fost vremea bună. Da. Aici pe listă mai am doar tuns Bobo, 56 de lei, 12 euro. Nu știu cum 10 lire. 10 lire, da. Data trecută a 26 sau ceva. Adică, da, am găsit-o bine. Ah, cred că în Roder am te-ai tuns. Nu, se numea altfel, se numea... Pe lângă. Park Gates. Da. Okay. Vrei să-ți spun totalul? Ești pregătit? Da, ești pregătit. Nu ești pregătit. Ești pregătit, zi-mi. Crede-mă. 9.862 de lei sau 1.996 de euro. Yes, 2.000 de euro. A fost mai puțin ca la luna trecută. La trecută am cheltuit 2.178. Și a fost și o plecare, că dacă nu plecam în Italia... Da, cheltuiam mai puțin. Cheltuiam mai puțin. Cheltuiam cu vreo 300 de euro mai puțin. Și că tot veni vorba de 300 de euro mai puțin... Acum că v-am spus cheltuielile, ca în fiecare lună, să vă spunem și cât am produs din canalul de YouTube. Aici n-am scris. În septembrie avem, n-au intrat încă banii pe septembrie, estimat, deci asta o să fie, deci ce vă spunem noi, să înțelegeți, asta se produce pe septembrie, dar noi n-am cheltuit din banii de pe septembrie. Că banii de casat. Pe septembrie o să ne intre nouă pe 25 octombrie, deci mai e. Nici măcar din octombrie, nici măcar în octombrie nu cheltuim din banii din septembrie. Mm-mm. Adică abia în noiembrie cheltuim din banii din septembrie. Deci e cu vreo două luni în urmă, dacă vă uitați la videourile astea constant, bugetul e cu vreo două luni în urmă ceea ce se face. Adică nu e neapărat, mama, a intrat 1600, au ieșit 1900. Cum se întâmplă chestia asta? Deci 1615 euro pe tripping around și vreo 70. Undeva, da, până în 80 de euro pe... Deci 1700 de euro. 1700 treacă de la noi cât o mai și fi. În comențiune, ca să, se pune întrebarea asta la fiecare video, întrebările astea și aș vrea să le clarificăm. Banii ăștia includ și donațiile. Da, în schimb nu includ campaniile. Alea nu avem cum să vi le spunem din punct de vedere legal. Ați știut de fiecare dată când a fost campanie și când am făcut reclamă ceva. Da, în septembrie am avut o campanie. Dar efectiv termenii contractului asta n-o să vi poată spune nimeni decât dacă vrea să fie dată în judecată sau adică să aibă probleme, ceea ce nu se întâmplă chestia asta. Deci suntem cu 300 de euro. Teoretic, short. Am vorbit mai devreme că nu e chiar așa. Da, nu e chiar așa. Suntem ok. Apropo de asta, vreau să vă arăt și să vă fac un update al magneților pe care noi am strâns, că despre asta este vorba. Ar fi interesant, dar nu știu dacă putem să vedem pe Revolut acolo. Câți bani am dat pe magneți? Câți bani am dat pe magneți? Aia. Dar câți bani? 3 în Anglia, de exemplu, sunt foarte scumpi. 3, 4, 5 lire. Cam așa, între 3 și 5 lire. Dar uitați câte țări am strâns. 28 de țări. Prin 28 de țări am trecut noi. Și asta contează până la urmă, că am reușit cu oarecum bani puțini să vedem mare parte din Europa, ceea ce ne doream. Deci, hai să ne prezinți magneții. Hai. Și gata cu vorbăria. Ce mă enervează pe mine Bobo și nu vrea să mă asculte, să-i punem în ordine cronologică. Noi am mai aranjat de mulți magneții. Eu vreau să-i fac astfel încât să intre frumos unul într-altul așa, să putem vedea frumos. Uite, Gibraltar ăsta stă, maimuța asta stă sus așa. Ce ar putea intra aici? Uite, Beamish Museum ar putea intra aici, uite aici. Dar invers, nu-mi place. Mă omoară omul ăsta. Ce ar putea intra? Black Country Living Museum, nici măcar. Dar mi se pare că toți strângem magneți și mi se pare că nu o să mai avem loc în curând. Dar încă mai e loc. Da. Nu știu cum. Ori îmi fură benică magneții. S-ar putea să mai găsești pe jos. Ce avem aici? Să vedem. Oradea. Repede. Oradea, Cracovia, Budapesta, Verona, Benidorm, Tallinn, Riga, Belgrad, Varșovia, Firenze, Pisa, Malta, Valeta, Eger. Avem Eger. Aici avem de la Moș Crăciun din Laponia, din Finlanda. Din Rovaniemi, Luzern, Valencia, Barcelona, Monte Carlo, Lisabona. Cu Monte Carlo avem, cu Monaco, avem două și unul aici. Mai avem Castello Villandri de pe Valea Loarei, Biarritz din Franța, Château d'Uzet tot de pe Valea Loarei, Cadiz, Croația. Asta este Sevilla, nu? Nu, da. Nu e Sevilla, Sevilla e ăla de piatră. Cabo de Roca. Portugalia. Portugalia, da, Cabo de Roca. Delta de Lebre, avem St. Michael's Mount, Andorra, Porto, avem aici Gibraltar, Beamish Museum din UK,
ăsta de Monaco, Paris, Londra, Tintagel Castle, Sevilla avem aici. Aici avem York, Stockholm, Oxford și Black Country Museum. Cam puține. Și astea-s toate. Știi ce ne lipsește? Germania. Nu, ne lipsește Germania rău de tot. N-am luat nimic din Germania. Nimic din Germania. Dar când ne întoarcem pe continent, facem cumva să trecem puțin prin Germania. Să trecem un pic să luăm magnez, da. Dacă știți că am fost prin vreo locație și n-ați văzut magnetul acolo pe frigider, cumpărați-ne și nouă un magnet și vă spunem noi unde să le trimiteți. Da. Da. Deci cam am văzut, atât. Am văzut o grămadă, o grămadă am văzut. Da, și-au trecut lucrurile foarte, foarte repede așa. Și mai avem de văzut o grămadă de chestii mișto. Bun, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne ce părere aveți despre bugetul nostru. E ok, nu e ok, având în vedere că este Anglia 2, că este 2022 și e nebunia asta cu prețurile. Și ne vedem data viitoare. Yep. Pa. Bye bye.